Erupția vulcanului Tambora din Indonezia, petrecută în urmă cu 200 de ani în 1815, a dus la decesul a aproape 90.000 de oameni, iar efectele sale devastatoare demonstrează că dezastrele naturale care au influențat viața pe Terra pot veni chiar și din interiorul planetei, nu numai din cauza ciocnirilor cu asteroizi. Zgomotul produs de explozie s-a propagat pe o distanță de 2500 de kilometri, iar lava a fost aruncată pe o rază de 1300 de kilometri. În urma erupției a rămas un crater cu un diametru de 11 kilometri, iar viața în apropierea vulcanului Tambora a revenit la normal abia după aproape 100 de ani. Catastrofa naturală din 1815 a produs ceea ce specialiștii au definit ca a fi o iarnă vulcanică. Norul de cenușă vulcanică a acoperit aproape întreaga emisferă nordică și a împiedicat razele soarelui să mai ajungă la suprafața Pământului. Temperaturile au scăzut pe întreaga planetă cu câteva grade. În momentul erupției unui vulcan, cenușa ajunge până la zonele cele mai înalte din atmosferă, iar de acolo se poate răspândi deasupra întregii planete. Norii de cenușă blochează radiațiile solare și produc o răcire a climei care se poate prelungi până la 2 ani de la eveniment. Totodată, erupțiile vulcanice emană și sulf sub formă de gaz, care ajuns în stratosferă se transformă în particule de acid sulfuric, care reflectă la rândul lor razele solare, relatează mesajul.ro.